Pompierii cărășeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din Moldova Nouă. La locul solicitării s-au deplasat de urgență pompierii cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurt. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără la nivelul întregului acoperiș, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, precum și la alte 3 încăperi. În urma evenimentului, casa a fost afectată în totalitate, la fel și bunurile din interior, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind jar sau scântei căzute dintr-o sobă cu acumulare de căldură. Sistemele de încălzit defecte, improvizate și nesupravegheate, precum și coșurile de fum defecte, necurățate sau amplasate în apropierea materialelor combustibile, reprezintă una dintre principalele cauze de producere a incendiilor. În multe cazuri, până la sosirea pompierilor, focul cuprinde o mare parte a locuințelor sau anexelor. O intervenție în cel mai scurt timp asupra incendiului, când acesta nu s-a extins, reduce considerabil pagubele, iar acest lucru se poate realiza printr-o dotare minimă cu mijloace de primă intervenție, cum ar fi stingătoare sau găleți cu apă. Pentru creșterea gradului de protecție a gospodăriilor și pentru a preveni unele situații neplăcute sau consecințe grave, cetățenii trebuie să conștientizeze că ei sunt primii responsabili în a-și proteja locuințele și bunurile. Deci, având în vedere că în perioada sezonului rece, multe dintre incendiile care se produc la locuințe sunt cauzate de utilizarea coșurilor de fum defecte sau necurățate, pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente negative, trebuie să verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, să curățați coșurile de funingine depusă, să nu utilizați benzină, motorină sau alte substanțe ușor inflamabile pentru aprinderea focului în sobe, să amplasați sobele la distanțe sigure de materialele combustibile și să evitați așezarea acestora direct pe parchet, podele laminate sau alte materiale combustibile. Să montați pe pardoseală în fața ușii de alimentare cu combustibil o bucată de tablă și să nu introduceți în sobe lemne mai mari decât focarul, să nu lăsați ușa de la focar deschisă și să nu supraîncălziți sobele. De asemenea, este interzisă utilizarea reșourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de teracotă, dacă sunt defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie. Să urmăriți ca sobele să nu se încălzească peste măsură. Să nu racordați la același canal de fum un număr mai mare de focare decât cel admis și să nu lăsați focul în sobe fără supraveghere sau în grijă copiilor. În perioada sezonului rece crește riscul producerii incendiilor generate de coșurile de fum neverificate, necurățate sau neizolate corespunzător față de materiale combustibile din apropiere. Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, pompierii cărășeni recomandă respectarea următoarelor măsuri. Curățați coșurile de funingine depusă și întrețineți-le prin zugrăvire spre a observa și repara eventuale fisuri apărute. Verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materiale combustibile din apropiere. Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă. Depozitați materiale combustibile la distanță față de sobe. Folosiți lemne potrivite ca mărim pentru plata focarului sobe. Închideți ușile la focar și evitați supraîncălzirea sobelor. Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență, fiindpregătit.ro și aplicația de mobil DSU.